Deci fiți atenți. Avem provocarea, de fapt provocarea, nu știu care, cine pe cine a provocat. Păi tu m-ai provocat. Tu m-ai provocat, bebeule. Am, fii atent, am filmarea și o să pun filmarea. Ne-am provocat la un meci de băși. Eu o să-mi pun kimonou pe mine din respect. Pot să fac și noghi, da? Dar o să fac... Păi da, de cine faci cu costumații? Fac cu kimonou. Vrei să aluneci mai bine sau? Cu kimonou alunecă, nu aluneci, să știi. Mai tare decât... Da, păi da, dar mă rup la burice. Lasă-mă, rupe-te tu la orice, acum caută scuze, știi cum să zice. Ne schimbăm și revenim după din sală cu introducerea, le întreb așa, îl chestionez un pic și după aia îi dăm drumul la sparing de bici, așa, hardcore. Îmi ia pulsul, vrea să zic, asta. Păi iau pulsul, să văd cum e, că l-am văzut cu... Cu Bogdan Mocanu l-am văzut ce face, m-am uitat la Bogdan. A, de da? De ce crezi? Bă, frate! Securistul, e? Eu și părerele l-am ori informat. Informatorul. Niciodată, băi. Tu nu te controli aici, asta. Păi tu că l-ai antrenat pe Andy, Constantin, eu tot urmăream ce puneați voi. Tot, și tot, de face, ce face, cu cine face, cu ce face aia. De număr ce? Adică de pe alt cont sau de văzut? Nu, mă uitam de la frate. Deja nu știu de la mine, mă glumesc. M-am uitat, eu mă uitam la tine să văd ce... Eu vă urmăream. Am urmărit, am urmărit. Totalitate. Hai să facem... De panou sau... Asta vreau să spun ceva, nu știu cum să vă zic. Ce vom face noi astăzi? George. N-are legătură cu... Nu este concurs de frumos. Suntem măsură Bogdan Mocanu, fiți atenți. Suntem la ultima taște, așteptăm. Băi, a zis că vine. Hai, te așteptăm aici. Noi deja... Ultimul etaj, la ultimul, la Cocoș. La Cocoș. Hai. Îi facem și reclamă. Vrea și un pachetare sau cu nomol? Auzi, vrei și tu un pachetare. Hai, te așteptăm. Deci fii atent. Uitați aici fizic, da? Dar ce fizic, mă? Hai, lasă, nu-ți mai umfla, că pot să-mi umflu și eu. Bă, frate, hai să spun ceva, nu-i concurs de frumusețe. Păi știu, cât de bine arăt. Și la asta chiar. Ce? Hai să-l vezi pe maestru împachetat? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Bogdan Mocanu, eu am un vlog, de fapt, el are un vlog filmat pentru canalul lui de YouTube cu lupta noastră de jiu-jitsu, nu? Oricum te lasă să te obosească, băi, zici, după asta te iau și-o tu. Așa. Te ia și mânca de orașul, nu te ia așa, o și tu. Vrei și te bate de oraș. Pe perversul? Și... Perversul unde? Nu, cu perversul foarte în altă zi. Am și cu perversul o provocare, că și el. Ai și perversul? Da. Eu am crezut că amândoi în aceeași zi. Nu vreau să zic nimic, nu cred că te bate, că am la bătaie gelatine și de la el. cred că o să-l faci. Păi el așa zice. Păi știu, dar el se bazează pe forță și că e munt, e de om și așa, dar o să obosească. Și crezi că-l ajută forța? O să-l ajute, dar eu vreau să-i văd tehnica, da, dacă are tehnică, s-ar putea să-i distrugă. Pe mine? Da. Și crezi că tehnica lui e suficientă? Pune pariu cu centura, dacă. Crezi că tehnica lui e suficientă să mă distrugă? El are și tehnică și forță. Tu ai mai multă tehnică. Bine. Deci o să vedem. Dar pariez pe tine. Tehnică greșit. Tehnică pariez versus pe el, forță, nu da? Greșit. Hai, quality. Încălzește-te, George. Lasă. George, n-are nevoie de încălzește. Nu, n-am. O să facem repriză de 4 minute. Câteva reprize. Vedem care pe care. Începem de jos și după aia din picioare. A atacat pitbull-ul. Pomeranianul a atacat pitbull-ul. Nu dă-te că nu-i face nimic pe aia.
Am ajutat o zi. Da, mă căzesc. Păi ce vreau să te las să mă prinzi? Am un doi. Înjurați-vă ce mă duș. Să pară mai real. Cum ce-ai zis, George? Ha? Asta a fost de încălzire. Ata. 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 Unde tu ai vrut să-l salvezi pe Pitbull? Hai nici așa. Thank you.
vânzare. Ia-ți un cise. Da. Ia spuneți, băieți, o părere? Băi, nu știu ce să zic, până acum... Nu știu, am bine din ambele părți. Nu, mai ai spus să prefacem. Zic eu că a lungit-o. Hai grijă, George, că urmează ceva rău. Uite cum respiră George și cum... Valul testoasei. Urmează valul testoasei. E greu, făceam, zic că e ușor. Abel, băi, Zreho, Abel, că poate. Ți-a făcut mai mult, zic ce-ți face acum. La 90 de kg. Nu știu. Ha? Asta știi ce înseamnă? Abandon. Băi, a trecut 3 minute. N-a trecut toată noaptea. 4 a trecut. N-a trecut. 30 de minute.
de acolo pe stil, Cât mai? Lucrează! Trezești? De jos aici. Dacă mă așteptam greu, este un alt tip de efort, sunt multe prize, trebuie să consumăm foarte mult oxigen și din punct de vedere muscular și cred că a fost ok, a? Da. N-am reușit să finalizez.
foarte puternic și într-adevăr e mai greu fără kimono. Pentru că scoate mâna, smucește, ține. Eu ți-am zis de la vestiar. Ce s-a întâmplat? Nu am reușit să finalizez. Dar nu era abandonată repriza a treia. Cine a fost? Pauză. Haide! Că-ți ajută! Ce faci? La 90 de kg. Nu știu. Eu, ha? Asta și ce înseamnă? Abandon. Băi, a trecut 3 minute. Nu a trecut toată noaptea. 4 a trecut. Nu a trecut. 30 de secunde mai sunt 30 de secunde. Pune de acolo pe stil, înainte să termine. Când a zis auzi, de la aici, așa, am zis 10 ani. Hai să că m-am putut. Și a zis că nu mai poți să opriți. Am zis că e greu. Da, da, nu am abandonat. Nu zic că nu-i greu. L-ai obosit bine? E greu. L-ai obosit bine? Nu, eu n-am obosit. Eu mai fac încă 7-8 reprize. Păi e normal să știu. E obosit sau nu? E obosit sau nu acum? Băi, el este în seara lui așa. Eu nu ți-am auzit, eu cam de mult vreau să zic ceva. Eu cam de mult vreau. Spune. Spune. Zi-mă ce dau acum. Păi asta ziceam. Nu, că eu știu cum e. M-am obosit dacă nu... N-am cea mai mică problemă. Credeți-mă că mai duc multe. Eu fac aș două ore. Păi om care băi, nu bea, nu fumează. Nu fac așa, trebuie. Om care nu bea, nu fumează, e normal. Și care e faza? Că având în vedere că... Facem faci, altă filmare cu tine. Faci. Tu faci chestia asta o ore, în ore, în ore, în fiecare zi? Nu chiar fiecare zi, de două, trei pe săptămână. Pentru tine este ușor să-ți dozezi energia și... Frate, și greutate mai puțin, sângele ajunge mai repede, tot corpul nu fumează. Masă. Multă masă, oxigenul se duce din mușchi, glicogenul la fel. Mă cotat și pozis. Păi tu ai cotat de mai devreme că oha, kimono, că că nu poți la gheață. Ai folosit că nu poți să pui kimono cu mânecă și pe culă, ai folosit, dar ai un avantaj. Deci eu ți-am dat exact un avantaj să mea. Păi da, dar eu ți-am zis. Că te-ai folosit în picioare. Da, da, eu te-am lăsat, ți-ai asumat avantaj. Păi mi-am asumat. Păi, și tocmai de asta am zis, da, e diferență. Dacă aveai și tu kimono, te împachetam. Păi nu mai zici de kimono dacă ți-ai asumat. Ba da. Hai. Păi nu, că dacă tu ai ales cu kimono. Te-am asumat, dar trebuie să facem văzute lucrurile astea pentru cei care nu știu ce înseamnă, știi? Pentru că nu-și dă seama de o priză care tu de aici mă controlezi și nu poți să intru la picioare să fac, să fac ceva, că tu ai control pe mine. Mie mi-a plăcut cum te-ai mișcat, asta tot felicită. Ai venit o plăcut, mă mai. Mai băga capul în jos. Ha ha ha.